Salutare prieteni și bine ați venit la o nouă rețetă marca Jamila Cuisine. Astăzi vă voi prezenta un tort nemaipomenit cu blat delicios de cacao și cu un mus fin din ciocolată amăruie. Pentru această rețetă vom avea nevoie de o cană și 3 sferturi de făină, 2 cani de zahăr, o cană de lapte, 3 sferturi de cană de cacao, jumătate de cană de unt topit, 2 ouă, o cană de apă fierbinte, o linguriță jumătate de praf de copt, o linguriță jumătate de bicarbonat de sodiu, o esență de vanilie. Prima dată o să începem cu făina. Punem într-un bol făina, pe care am cernut-o în prealabil, cacaua. Această rețetă este una foarte ușoară. Trebuie doar să combinăm bine ingredientele. Apoi vom pune zahărul. Avem aici 2 cani de zahăr, dar este nevoie de ele pentru că această cacao este un pic amăruie. De fapt, toată cacao e amăruie. Apoi vom pune untul topit. Laptele. Bicarbonatul de sodiu, praful de copt, cele 2 ouă, esența de vanilie și vom amesteca bine. Încât să avem compoziția cât de cât omogenă. Este foarte bine atunci când lucrăm cu cacao sau cu ciocolată să punem o esență de vanilie, pentru că vanilia se potrivește foarte bine cu cacao. Din păcate, nu pot să pun o esență naturală de vanilie pentru că, din motive religioase, noi nu bem alcool. Și cacao și esența pură de vanilie conține alcool. Am omogenizat foarte bine toate ingredientele. Acum urmează să luăm un mixer cu care vom bate acest aluat pentru 2 minute. Iar peste acest aluat vom pune cana de apă fierbinte, apa trebuie să fie fierbinte, și vom amesteca din nou. Vom pune acum cana de apă fierbinte și vom amesteca. Am terminat aluatul. După cum vedeți, compoziția este una foarte lichidă, dar nu vă speriați pentru că așa trebuie să fie. Am această rețetă am luat-o de la Martha Stewart. Este o rețetă foarte bună și sper din suflet să vă placă și vouă. Urmează acum să o punem într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și să o coacem la foc potrivit pentru 30-35 de minute. Am aici tava pregătită, tava pe care am pus hârtie de pergament pentru a nu se lipi pe fund. Am aici aluatul pe care l-am pregătit înainte. Pe acest aluat îl vom turna în tavă. Pentru această rețetă trebuia aluatul împărțit în 2 tăvi egale, dar eu nu am avut 2 tăvi de aceeași mărime. Așa că l-am pus într-o singură tavă și voi tăia apoi. Dar voi, dacă aveți 2 tăvi de mărime egală, împărțiți aluatul în două, compoziția în două, pentru a fi mai ușor de lucrat cu ea la sfârșit. Urmează acum să facem acest blat pentru 30-35 de minute la foc potrivit. Avem aici blatul de tort pe care l-am lăsat să se răcească. Eu l-am lăsat peste noapte, dar voi trebuie să-l lăsați pentru măcar 2 ore. Am aici un cuțit cu lama zimțată cu care vom tăia tortul. Vom începe de sus, ușor, și vom tăia întâi aproape de noi, îl rotim, nu trebuie să vă grăbiți, îl tăiați exact atât, așa cum puteți și cât de repede sau cât de ușor puteți.
Rotim. Te mântuie aici foarte aproape de noi și apoi mergem spre mijlocul tortului. Căutăm apoi partea de cu care am început și o unim. Am unit-o și acum cu acest cuțit tăiem și tăiem acum spre mijloc. De jur împrejur. Până când putem să desprindem tortul. Aceasta este prima parte a blatului. Iar ce rămâne de aici trebuie să mai fie tăiat iar încă două porți pentru a avea 3 porți de tort. Pentru crema vom avea nevoie de 400 de grame de ciocolată pe care am topit-o cu 400 de ml de frișcă lichidă. Eu am pus și ciocolată neagră și ciocolată cu lapte. Și 500 de ml de frișcă bătută. Am bătut aici 500 de ml de frișcă. Urmează acum să amestecăm ciocolata cu frișca pe care le-am topit împreună. Am lăsat la rece ciocolata și frișca la frigider. Acum sunt de la frigider și frișca bătută și ciocolata. Vom amesteca acum frișca. Vom face astfel un mus de ciocolată. Vom pune frișcă. Vom mai pune iarăși puțină frișcă și iar vom amesteca cu o lingură de jos în sus. Până o să fie foarte bine incorporată. Apoi, restul de frișcă. Dacă este nevoie, puteți folosi și mixerul pentru această cremă, pentru a incorpora mai bine și mai repede. Vom folosi această cremă atât pentru a umple blaturile, cât și pentru a decora tortul, pentru că este suficientă. Și eventual, dacă vă mai rămână, o puteți mânca și cu niște fructe proaspete sau cu biscuiți. Sau mai faceți un tort. Așa va arăta musul nostru de ciocolată. Eu îl voi mai bate puțin și apoi revenim să umplem blaturile de tort. Am aici blatul de tort pe care l-am pus în tava în care s-a copt. Am pus prima parte a blatului. Acum vom pune cremă, crema pe care am făcut-o înainte, crema de ciocolată neagră. Eu nu mai însiropez acest blat pentru că blatul este destul de moale și nu este sec, deci nu mai are nevoie de a fi însiropat. Dacă vreți neapărat, puteți să-l însiropați cu puțin cacao, cu puțin lapte. Punem crema cât mai uniform posibil. O nivelăm cu o spatulă. Acum urmează să punem celelalte blaturi, cremă și revenim să urmăm tortul. Am terminat de asamblat tortul nostru, după cum vedeți. Rămâne acum doar să-l băgăm la frigider pentru 4-5 ore sau dacă vă grăbiți, îl puteți pune și la congelator pentru 2-3 ore. Am scos tortul de la frigider. După cum vedeți, s-a răcit destul de bine. L-am lăsat vreo 3 ore în congelator, având grijă totuși să nu se congeleze. Eu am întins puțin crema care era pe margini, crema cu care am umplut și tortul, crema noastră mus de ciocolată. Acum urmează să-l decorăm pe margini. Voi folosi pentru decorat niște paiete de ciocolată albă,
Cam așa arată. Paietele noastre din ciocolată albă. Puteți folosi orice fel de paiete de ciocolată neagră. Puteți folosi migdale prăjite și apoi zdrobite. Orice fel de decorațiune vă place. Eu voi folosi aceste paiete albe pentru a ieși în evidență și arăta frumos pe tort. Vom lua astfel aceste paiete și cu ele vom decora tortul. Pur și simplu le vom arunca, ele se vor lipi de cremă. Nu vă faceți griji dacă sar în toate părțile, pentru că e normal. Și le veți lua după aia. Și tot ceea ce rămâne pe jos, la fel, se strânge și se va folosi pentru altă dată. Cu un borcan cam așa de paiete puteți decora, cred că, vreo 10 torturi, pentru că sunt foarte sfornice. Am terminat de decorat marginile tortului. După cum vedeți, am pus paietele de ciocolată uniform. Acum trebuie să decorăm și partea de sus a tortului. Mai am aici cremă. Cremă pe care am folosit-o la umplerea tortului. Musul nostru de ciocolată. Cu această cremă voi tapeta prima dată tortul într-un strat subțire, pentru că apoi îi vom face și o decorație cu ajutorul poșului. Dar vom pune și un pic de cremă ca suport, pentru a nu se vedea blatul tortului, pentru că este o culoare foarte închisă, din cauza ciocolatei. Am întins un strat subțire peste tortul nostru. Nu vă speriați, pentru că nu este uniform, nu va fi nevoie. Peste el vom lua tot din aceeași cremă pe care am pus-o într-un poș cu un dui în formă de stea, cu care vom începe să decorăm tortul nostru și vom începe la margine. Pur și simplu vom face steluțe. Dacă este nevoie, îl curățăm. Am terminat de decorat tortul nostru. Eu i-am pus deasupra floricele din marțipan, colorate cu colorant alimentar, dar puteți să puneți și bombonele din ciocolată sau bombonele argintii pentru torturi. Îl puteți decora cu ciocolată rasă sau cu tot felul de fructe, depinde de imaginația dumneavoastră. Așa va arăta tortul nostru de ciocolată. Blatul este absolut delicios și cu un gust pronunțat de cacao, fără a fi amărui, iar crema fină și bogată completează perfect acest desert dedicat iubitorilor de ciocolată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc poftă bună și vă invit pentru mai multe rețete pe linkurile de la sfârșitul filmulețului. La revedere!